pentru noi aveți un nume, cel mai frumos de pe pământ. Haide farul când se aude, marinarii s-ar cânta. Domnule profesor, o atmosferă frumoasă aici la școală, proiectul Învățăm să fim campioni, unul extraordinar pentru farul. Este un proiect foarte frumos, cred că e unicat în fotbalul românesc și în România. Se vede preocuparea Academiei și a clubului Farul pentru a implementa această problemă, învățământ și sport. Este un lucru foarte important. Afară de învățământ și sport este și educația. Este cunoscut în Dobrogea această prioritate pentru sport. Este foarte important ca cei mici să vină alături de Farul de mici. Exact. Acei mici trebuie să știe cine e Farul Constanța, ce istorie are, o istorie de 100 ceva de ani, o istorie care ne bucurăm că acum este la apogeu, să spunem așa, al performanțelor din fotbalul de Brogean. Nicolas, cum e aici în mijlocul copiilor, o atmosferă frumoasă? Da, e foarte frumos, să vezi ația copiii fericiți că ne văd, care susține echipa, este o acțiune foarte frumoasă. Îți aduce aminte de anii petrecuți la școală? Da, cu siguranță, eram și eu la fel de entuziasmat când veneau fotbaliști sau jucători de la echipa favorită. Mereu mergeam la ei, eram la fel ca ei. Farul încearcă să atragă suporterii încă de la o vârstă fragedă. Da, este foarte important să avem suport de toate vârstele, în special copiii, să vină la stadion, să iubească fotbalul, să ne susțină. Este foarte important de mici să fie învățați așa. Academia Hagi, iată, a ajuns la al 60-lea jucător promovat în prima ligă, jucător crescut și format, printre ei te-ai numărat și tu. Da, ne bucurăm foarte mult, mă bucur foarte mult pentru el. Suntem fericiți că an de an promovăm foarte mulți jucători, nu mai este niciun dubiu că avem cea mai bună academie din țară și sperăm să formăm în continuare la fel de mulți fotbaliști și să ajungă fiecare cât mai sus. Un motiv în plus pentru tinerii jucători să lupte, să muncească pentru a ajunge acolo sus, acolo unde este și Farul care se bate la cupele europene. Da, cu siguranță au atâtea exemple înaintea lor care au ajuns, care au făcut pasul afară. Trebuie să fie o motivație în plus pentru fiecare și fiecare să creadă în el, să-și dorească, pentru că siguranță se poate.